Orașul Tulcea se poate lăuda acum cu o monografie bine editată de cadrele didactice și cercetătorii din cadrul Catedrei de Istorie a Universității Ovidius. Luni, la campusul Ovidius, a fost lansat un volum ce cuprinde istoria orașului Tulcea în perioada 1878-1948, perioadă ce a fost prezentată și în cadrul unei expoziții. Tulcea, din păcate, nu are o monografie de date recente. Volumul cuprinde informații despre istoria orașului Tulcea, informații referitoare la evoluția portului, la funcționarea Comisiei Europene a Dunării, informații de natură economică. Aici aș remarca o monografie inedită, deci prezentarea unei monografii inedite, monografie care credem noi că ar trebui publicată, editată de una din instituțiile tulcene. Volumul cuprinde documente importante pentru orașul Tulcea, documente care au fost găsite la arhivele naționale și particulare și fotografii. Denumit Tulcea 1878-1948, memoria unui oraș, acest volum cuprinde evoluția economică, politică, precum și evoluția presei. Volumul cuprinde un număr de 20 de studii elaborate de specialiști în domeniul istoriei, studii care fac referire la istoria economică, socială, politică și culturală a orașului Tulcea în intervalul de timp menționat. O lucrare care se dorește a fi un prețios punct de reper pentru reconstituirea istoriei acestui frumos oraș dunărean. Sunt incluse în acest volum studii care valorifică documente inedite păstrate în arhivele naționale, dar și în arhive particulare, astfel încât cei care îl vor lectura vor afla lucruri inedite, spun, despre istoria orașului Tulcea, de la războiul de independență și până la instaurarea regimului comunist. Cei care sunt interesați de acest volum îl pot găsi la muzeele din Constanța și Tulcea.